Racheta Ariane 6 s-a ridicat în sfârșit de la sol în seara zilei de 9 iulie anul curent, iar pe umerii săi apasă acum speranțele și visurile unui întreg continent. Debutul rachetei a fost așteptat cu nerăbdare după un an de la retragerea din USA predecesorului său, racheta Ariane 5, supranumită și briceagul elvețian al industriei spațiale europene. De atunci, Europa a trebuit să ceară ajutorul de la competitorii americani pentru a-și lansa sateliții pe orbită. Dar acum, criza spațială a ajuns la final. Dezvoltarea rachetei a început la sfârșitul anului 2014, iar debutul era plănuit inițial pentru 2020. Însă probleme externe și tehnice au adus mai multe amânări, iar asta a însemnat că noua rachetă nu s-a suprapus cu Ariane 5, care a efectuat 117 misiuni pe orbita Pământului între 1996 și 2023. După retragerea lui Ariane 5, Vega, un lansator de sateliți de mici dimensiuni, a rămas singura rachetă orbitală operațională în Europa. O astfel de situație nu a fost acceptabilă pentru oficialii europeni, care nu-și doresc să fie dependenți de racheta Falcon 9 de la SpaceX sau alte rachete străine. Astfel, toate eforturile s-au concentrat spre lansarea rachetei Ariane 6. Ariane 6 ne va asigura accesul garantat și autonom în spațiu și toată știința, observațiile cu Pământul, dezvoltarea de tehnologie și posibilitățile comerciale implicate, au anunțat oficialii ESA. Racheta este construită de compania franceză Ariane Group și operată de subsidiarul Ariane Space în numele ESA. Prima treaptă a rachetei are un singur motor, Vulcan 2.1, o variantă îmbunătățită a Vulcan 2 de la Ariane 5, iar treapta superioară are la bord un motor Vinci, o nouă tehnologie. Mai mult, racheta are două variante, A62 și A64. Prima poate transporta în jur de 10,3 tone pe orbita joasă a Pământului, iar a doua în jur de 21,6 tone. Trebuie menționat că Ariane 6 va efectua misiuni la jumătate din prețul predecesorului său, iar asta mulțumită îmbunătățirilor de producție și altor progrese, au mai spus oficialii ESA.